În aceste condiții nu vor beneficia de apă giurgiuvenii care locuiesc pe strada Gării, tronsonul cuprins între Teatrul de Vară și strada București. Vor fi afectați și cei care stau pe străzile București și Vasile Alexandrii, dar vor rămâne fără apă la robinete și cei care locuiesc în ansamblul 300 Centru, în cartierul Policlinică, pe străzile Gheorghe Doja, Victoriei, 1 Mai, Fântânelor, Verii, Dorobanți, Dreptății, Jiului, Cetății, Libertății, Tudor Vianu, 23 August, pe bulevardul Ice Brătianu, dar și pe străzile Plevnei, Ștefan cel Mare, Grădiniței, Rândunicii și Cucului. Pe de altă parte, regimul de furnizarea apei va fi scăzut mâine între orele 10 și 14 pe străzile Dan Barbilian, Dunării, Cerbului, Nicolae Bălănescu, Smârda, Cuza, Vodă, Păcii, Soarelui, Tudor Vladimirescu, Tabiei, Bulevardul 1907, strada Mircea cel Bătrân, Portului și la etajele superioare ale blocurilor P+4 și P+10.